mare. Florin, ăsta nu e, nu? Nu. Dar zice, vreau să te întreb, ce sunt chestia, ce este chestia asta la cauciucuri la îndelopele astea? Camionul ăsta nu cred că poate merge în Turcia niciodată. Cred că ar fi privit, poate, nu știu, de, cu câtă admirație cu în Turcia. Efectiv, ridicăm o cisternă încărcată, o ridicăm în sus, are 7 troli și o punem pe roți, așa cum am ridicat-o în aer. Da. Și să continuăm și la partea de interior, să nu vorbești de funie, cum era vorba aia. Florin, mă bucur să te revăd. Iar încetat aici. Mă bucur că ți-ai respectat promisiunea și ești alături de noi. N-aveam cum, n-aveam. Ești alături de noi în desfășurarea acestui eveniment. Zic eu, reușit. Zic eu, foarte frumos. Zic eu, foarte plin frumos. De culoare și plin de oameni până la urmă. Și e deosebită locația. Și de ce? Cred că cu câteva sute de ani pe aici treceau cavalerii în armură. Exact. Acum trec camioanele în armură. Ce avem de făcut astăzi? Avem aici două contraste, dacă observi. Mulți cai putere alături de mulți vați. Uite, vedem, nu știu, ăsta o fi viitorul. O să avem jurizarea pe categoriile de concurs, membrii echipei din care fac și eu parte și sunt președintele comisiei de jurizare. Sunt 6 membri, inclusiv eu. Vom face jurizarea pe diferite categorii de concurs. Fiecare membru al juriului punctează de la 0 la 100 camioanele care s-au înscris la diferite categorii. Deocamdată facem doar două categorii. Best interior, unde se va premia camionul cu cel mai spectaculos interior, și best paint, unde se va premia camionul cu cea mai bună execuție și cu cea mai bună aerografare a camionului. Am înțeles. Aici intră atât tematica din exterior, dacă se păstrează în interior, dacă are o poveste care continuă spre interior, calitatea execuției și până la urmă și calitatea montării. Motiv pentru care am apelat la bunăvoința voastră și apreciindu-l foarte mult pe domnul Preda, care este și el în juriu, care va face parte din juriu. La vopsea, la ce-i place mai mult? La vopsea, la calitatea finisajelor interioare, la calitatea montajului, pentru că n-am putut să nu-l pun într-un juriu, dată fiind exigența lui, și sincer vă spun, n-am văzut un om să ciocănească atât de la ciocănitoare Audi de când era cu într-un desenele animate. Nu neapărat într-un Mercedes, în general. A fost epic episodul ăla. Da. Bine. Hai să ne apucăm de treabă, ce să facem? Suntem cu 35 de grade aici. Haide. Din primele mașini, ne apucăm de treabă. Aparține domnului Nițu, aici de față. Mulțumim. Noi suntem. Participă cu trei autocamioane, atât la interior cât și la exterior. Ok. Începem cu punctajul. Questo all'interno. Ai și exterior? La asta? Questo sia all'interno che all'esterno. Il best paint.
Următorul? 130. 130. Ai văzut ce ți se explicam eu? Un material care pentru mulți, la prima vedere, poate părea un material chicios. Asta e un material specific stilului nordic, stilului olandez, care se continuă, da? Uite, asta. Rămâne de... Există și numai un topolan. Da? Da. Rămâne. Și ce fac? Păi cineva sus, pe care va puce aici. Domnul Preda, asta aici e chiar de tine. O fată educată, unde e aia? La tine? Pe unul dintre camioane? Am văzut. O fată educată se descalță întotdeauna la intrare, da, sau cum? Da, scrie. Că avea una, era un înscris. La Tamaș, știi, mă. Da, la Tamaș, da. Fă-i preț! Facem un preț? Da! Îți place? Nu-mi place culoarea. Tu îți căutai mașina mică, dar ți-ar fi bună și una mare. Bă, Robert, nu. Momentan, nu. Vezi dacă găsești o pereche de pantofi. Acum căut, domnule, foarte insistent, găsim. Da. Ia vezi, sunt 47, cât mai porți? Nu sunt de șarpe ăștia, fii atent. Florin? Da. Astea ce sunt? În mod normal se basculează cumva? Da, deci în mod normal prinderea la bulbar se face în punctele preexistente ale camionului. Ca tu să poți rabata cabina, trebuie să scoți o siguranță. Motivele pentru care bulbarul are dunga asta de cauciuc este acela de a nu atinge pământul și a să nu se lovi vopseaua. Și atunci tu practic lași bulbarul în față, ridici cabina și în felul ăsta... Da, foarte tare chestie. Camionul ăsta, de altfel, dacă tu observi, este un V8 Edition. Este o ediție aniversară făcută de cei de la Scania pentru celebrarea a 50 de ani de motoare V8. Primul V8 apărând în 1969 până în 2019. Mașina asta fiind 2019 sau 2020, cred că, celebrează, de fapt, o istorie, 50 de ani de motoare V8 făcute de Scania. Motiv pentru care apar aceste scrisuri și este un model special care are câteva detalii distinctive. Nu doar, în primul rând, este un motor cu o putere de 650 de cai, așa. Kevin, proprietarul. Salut. Kevin este ce face parte din cei care continuă tradiția. Vlad Lechințan este cel de la Ron Transmar, un nume greu, atât la propriu cât și la figurat, fiind cei care se ocupă de transporturile excepționale, una din, cred eu, cele mai mari firme. Am înțeles. Kevin a crescut printre camioane, prin urmare duce mai departe ce a început tatălui și duce mai departe, învățând practic de la cum se bagă în viteză, cum se arimează, cum se încarcă și așa mai departe.
Hai să mergem, să nu se consideră că facem... Nu avantajăm pe nimeni. Pe nimeni. Cine ți-a făcut interiorul? Sincer, eu tot. Tu l-ai făcut tot? Tot. În afară de scaun. E ok, nu? Pentru prima dată făcut în viața mea. Păi de-aia te întreb. Am consumat ca să văd cum se face cu rom. Treabă bună. Linternul e fata de-a lui, dice că a consumat un 10 giga din net, pe vedere sul YouTube, cum e se fac. Pe e fata de la autista, lui e autista, nu e el proprietarul în cadru. S-a scurtat și a rămas tritura cu atât. O, nu e bine aici. Da. Bă, e interesant aici. Perlă roșie. Asta, aripile pe spate, bara pe spate. Dar nu-i tot. Nu-i toată, da. Doar mult ăsta. Florin, ăsta nu e, nu? Nu. Dar ce vreau să te întreb? Ce sunt chestia asta? Ce este chestia asta la cauciucuri, la anvelopele astea? Este singura anvelopă care a brevetat și și-a protejat invenția, așa numitul anti-splash. Doar la Michelin veți regăsi tipul ăsta de anvelope cu această dungă, cu această bordură care împiedică sau reduce foarte mult cantitatea de stropi. Adică nu mai face perdeaua aia când mergi pe ploaie torențială în spatele unui camion. Foarte tare. Doar Michelinul face așa ceva. Aici e interesant. Nu,
Știi care e problema aici? Făcut reac. Nu, plastic. Da, asta e plastic. Eu nu-mi place la niciun. Domnul Robert, da, spune. Avem nevoie de ajutorul neapărat. Așa că e plastic ăsta aici. Hm? Ăsta e plastic, așa-i? Eu așa zic. Adu-i lingura. Prima ceva. Dar e vopsit, că uite, a luat gunoaie. E vopsit, e paint, e clar. E 09. Se pare că da. Cum nu e? 09 FFF. Nu e Audi. Trebuie. A umblat Maris. E bello, però lì sul frontale è successo qualcosa. Che io non riesco a capire se c'è la plastica. Oppure. Non lo so. Secondo me questo è un pezzo di plastica, secondo me. Oppure. Guarda, quella vedi. E poi è un peccato perché. Sai cosa mi piace? L'inquadratura. Poi che vorrei io queste immagini di non. Non è. Come disegno non è male, ma. Poi c'è anche il contrasto. Cala passato. Esatto. No, ma poi la vernice, questo green, no? Rileva molto bene il disegno. È abbastanza vivo come disegno. Caldura mare. Anumite caracteristici specifice stilului Holland Style. Cam astea ar fi. Caracteristici, toate lămpile de culoare galbenă, double coin-ul care face doar cu bec, toate luminile de poziție sunt de culoare portocalie. Un alt specific, așa numitele lollipop, tot galbene. Tot galbene. Și un alt specific, toate side markerele, adică toate luminile care sunt pe laterală, la fel cu galben în față, roșu în spate, de o dimensiune considerabilă. Dacă vă uitați la restul, o să vedeți că nu sunt atât de evidente, atât de mari în dimensiune. Un stil de camion, hai să zicem, un clean, adică curat, simplu, alb, frumos. Da, un camion care cumva redă
esența stilului de Holland Style cu câteva repere care sunt în minus sau în plus, dar despre asta discutăm. Da, interiorul clasic de Scania, deci nu are practic, nu duce stilul Holland Style decât prin interior. Perdele, să zic așa, înspre interior. În rest este un camion work in progress, partea de interior nefiind încă definitivată. O altă caracteristică a stilului Holland Style, coloritul jantelor. Dacă se observă, bordura exterioară, partea de exterior cu partea de interior în alb. În alb. Și un lucru care puriștii nu-l acceptă, faptul că ar fi acoperitoarele, protecțiile de nichel. Mie, de exemplu, îmi place să le văd cu ele nichelate. A ieșit tridentul de acolo, da, face bani. Da. Pare. Cum am spus, la final mergem și o să-ți arăt una din mașinile pe care eu le consider pur sânge Holland Style. Aia roșie, a mea 75. Deci o altă cara. Da, o dubă cu anumite modificări. Un alt specific al Holland Style-ului, volanul de culoare albă, genul cum aveau Scania sau camioanele anilor 60. Da? Un Holland Style transpus practic pe o auto utilitară. Florin, unde am ajuns aici? Am ajuns lângă câteva exponate, zic eu, de-a dreptul deosebite, atât prin exterior, cât și prin interiorul realizat. Sunt camioane la care s-a lucrat foarte mult, s-au investit foarte mulți bani și, zic eu, care continuă tema de la bara din față până la bara din spate a remorcii. Te invit un pic să, așa cum ți-am explicat, fiecare deținător de camion își alege o anumită temă cu care continuă. Își alege, în cazul de față, îl avem pe Venom. Da? Venom care continuă în cele mai mici detalii, atât pe laterală, cât și pe remorcă. Remorca, chiar dacă este o semiremorcă cu prelată, a beneficiat de o, să zicem, de o realizare deosebită a celor de la Ilcora, producătorii de prelate, care s-au implicat până în cel mai mic detaliu. Realizarea acestei prelate a fost făcută cu sprijinul unor parteneri de-ai lor din Olanda și chiar până la cele mai mici detalii. Adică se vede, probabil pare un lucru banal, dar chiar și întinzătorile de la prelată sunt deosebite. Un alt element care denotă până la urmă atenția la detalii, da? Acest camion, înainte să trecem la interior, alimentarea se face prin deblocarea prin sistem pneumatic a întregului șasiu, se ridică automat și mai are un atu. În momentul funcționează pe presiune pneumatică, pe aer, și în momentul în care tu l-ai închis, o altă problemă des întâlnită, cei care prepară astfel de camioane, în timp, datorită drumurilor noastre, știm că încep să vibreze toate pe el. E, uite că au găsit o soluție ingenioasă prin folosirea unor cilindri cu aer comprimat, care în momentul când e acționat, îți trage în jos. Demn de menționat, zic eu, interiorul, care
cred eu că se vede atenția la detalii și la aș vrea să surprinzi partea de sus unde este tahograful și partea de casetofon, chiar și butoanele sunt vopsite. Adică o chestie la care nu știu câți din producători ar recurge. Partea de sound este una deosebită. Din păcate, nu putem să facem proba de sound, dar o să o facem la probele de sound, o să facem o anumită să zicem o scurtă piesă care va fi aceeași la toate camioanele. Și dacă tot putem vedea atenția la detalii, zic eu să aici se poate vedea că sunt personalizate, sunt făcute pentru Venom. Iar îmi permit, dacă tot suntem aici, să profit. El este Mario Duracio, tapizeria Duracio, omul care s-a ocupat de interiorul ăsta. Felicitări! Grazie! În cât timp l-ați realizat? Quanto tempo? 5 săptămâni. În 5 săptămâni acest camion a fost demontat complet, a rămas la stadiu de cabină interioară goală, vopsit, tapizat și bineînțeles un efect un efect de discotecă. Și încă o dată atenția la detalii. Nu, avem 700 de bați. Din păcate, YouTube-ul nu, ne lasă. Nu, la fum. Am înțeles. Instalația de 700 de bați. Pentru că atunci când este muzică bună, lumină bună, trebuie să apară și un pic de... Da. Hai mai departe. Și acum... Impresionant ăsta. Și acum... Se poate vedea și partea exterioară. Putem vedea o altă realizare deosebită, care este Joker. Batman și Joker. Un camion care are mulți kilometri la bord, dar încă arată într-un mod, zic eu, destul de wow. Așa arată un scaun făcut handmade. Un scaun făcut la comandă. Partea de interior nu este definitivată, se află în plin proces, să zicem, de transformare. Scaunele au fost aduse ieri noapte din Italia. La fel, partea de prelată făcută de cei de la Ilcora, care păstrează și continuă tema capului tractor până în spate. Impresionant. Da. Impresionant. Asta înseamnă pasiune. Începem cu un alt camion, zic eu, deosebit, datorită tematicii abordate, datorită complexității acestui camion. Așa cum ți-am arătat în celelalte camioane care le-am văzut, camionul ăsta are și o semiremorcă, o dubă frig, ceea ce a dus pentru proprietar la un alt efort, zic eu, deosebit, surprizând anumite momente și continuând practic toată tema. Dracula o continuă și pe remorcă. Cum spuneam, tematica cabinei se duce mai departe pe întreaga semiremorcă și vreau să în doi pași rapizi să surprindem până la capăt. Castelul Bran, bineînțeles. Normal, împresurat de lilieci. România mare. Da. Ok, și continuăm pe partea asta cu multe din secvențe din bătăliile purtate de Vlad Dracul, da? Cumva învățăm păi Vlad Țepeș. Da. Camionul ăsta nu cred că poate merge în Turcia niciodată. Cred că ar fi privit poate nu știu cu câtă admirație cu în Turcia, dar
realizarea lui, faptul că e un obiect de artă. E un obiect de artă, da. Un camion. Faptul că e o bucată de istorie pe drumuri și faptul că are numerele de România, are o temă din România. Cea mai temă din România. Nu face decât să ne facă cumva să fim și mândri și orgolioși de ceea ce a reușit să realizeze. Ca să ducem la extrem și să continuăm și la partea de interior, întreaga tematică respectă până la urmă tema, care este Dracula. Și aș vrea să-ți arăt. Omul are inclusiv țepușa, are coșciugul, are kitul de intervenție rapidă asupra vampirilor, adică țepușa de lemn, ciocanul și sper că aveți și sulița de argint, nu? Totul funcțional. Totul funcțional. Te rog mult dacă poți să vii și tu pe partea cealaltă. Mă duc să mă uit și eu pe partea cealaltă. Oare lumina în interior? Lumina în interior de unde se aprinde? Luminile. Păi de la brichetă, Florin, că e o lumânare aici. Da. Cum? Sunt aprinse, dar nu cred că o să se vadă. Are lumina cumva naturală, lumina aia palidă așa, de știu eu, de catacombe așa, unde se văd, uite, kitul de intervenție, cum am spus și cum ți-am precizat, e acolo. Da. Cred că ți-e puțin frică să mergi cu el noapte. Mă gândesc cum ar reacționa organele de control când ar întreba oare ce aveți acolo. Poftiți înăuntru. Poftiți, verificați. Nu, este un camion care este pregătit pentru show, este face parte din recuzita. Da. Foarte interesant, inclusiv partea de jos, urmele de gheare, da? Este preșurile, personalizarea, totul dus până la urmă spre extrem, nu? Frânghile. Să nu vorbești de funie, cum era vorba aia. Chiar dacă a trecut timpul peste el, rămâne un camion de excepție, părerea mea. Simplu, în sensul de clean style, cu elemente care pleacă de la vopseaua, care e deosebită, interiorul deosebit, extrem de greu de întreținut pentru o mașină care cred că are vreo 700.000 de kilometri deja, luată de nouă. Mașină care cumva își continuă linia cu semiremorca. Deci cumva e un întreg. S-ați nimerit aici într-un stâlp. Și am nimerit, salut. Am nimerit aici cu camionul într-un stâlp. Și la un moment dat cel din spate, aoleu, zice, ce s-a întâmplat? Cum naibii o fi intrat în stâlpul prin mașină, zice că? Până acolo, zice, am 4 inci la dirijat și uite. Da. Absolut necesar la intervențiile de noapte. Absolut
E sucașa lui tot. Da, da, da. Ai o... Ai nevoie de lumină noaptea. Ai nevoie de... a vedea toate detaliile. Ai nevoie de a stabili un plan de acțiune în momentul în care nu ai lumină. De recuperare, nu? De recuperare. E un camion special de recuperare. Da. Un camion care... Sincer, de la nivelul de autoșasiu până la final, probabil se dublează valoarea prin valoarea echipamentelor care noi de obicei ne plângem, transportatorii, când apelăm la serviciile unui astfel de camion pentru prețurile relativ mari, neînțelegând faptul că mașina asta acționează 24 din 24 la solicitarea noastră. Și atunci, un echipaj care stă, un echipaj care deservește această mașină, necesită multă experiență, necesită scule deosebite, necesită dotări deosebite. Doar partea de hidraulică, partea de radiocomandă, de telecomandă, care face diferența. Impresionant. E impresionant. Capacitatea de tractare, cât ai la ea? 90. Adică... omologat cu sistem de frânare cu tot la semiremorca ce tractează. Da, da. Asta e deocamdată, mai avem controlul sub braț. Da. Când mai sus, cu astea două să putem coordona la ridicări și celălalt de trei ridicători să tragem, să ajutăm. Este așa gândit. Da, da, da. Ridicăm doar în cazul când avem nevoie. Toate trolile, mă gândesc că sunt pe hidraulic la asta. Da, da. Absolut nu tot. Mai, nu mai pornește pompa. Dar vei pornește pompa, te rog frumos. Până la urmă, operarea pe un astfel de camion e o știință de multe ori în regim de urgență, de multe ori sub presiunea străzii, de multe ori lumea nu înțelege. Practic, cel care operează face milioane de calcule, e un procesor, nu? Privind unghiurile de ancorare, greutățile, tonajele care le... Să te miști, să oamenii sunt supărați. Exact. Tot timpul oamenii pun presiune pe tine, că fiecare își vede necazul lui, că el vrea să circule. El este băgat după, îl tragem prin rolă, îl scoatem prin rolă. Dați-vă numai pe ei. Nu, nu, e bine, e bine, e bine. E mai maxim. Sunt de acolo, este încă unul care ne ajută. Cât sunteți pe mașină când mergeți la intervenții? Noi de obicei la răsturnate mergem cu două mașini, da? Avem încă una în dotare. Ridicați și trageți, ridicați și trageți. Aia de 60 de tone, un centuri american. A, l-aveți? 7, da. Am zis că nu venim dacă știam cu ce am totul, dar nu... Paoleu! Efectiv ridicăm o cisternă încărcată, o ridicăm în sus, are 7 troli și o punem pe roți, așa cum am ridicat-o în aer. Da. Scopul unei intervenții de calitate este aceea de a nu provoca mai multe daune în urma intervenției decât, să zicem, în urma accidentului care s-a întâmplat sau incidentului care s-a întâmplat. Cazurile... Dacă lucrezi la nedemul din suflet la o temperatură cu vit în 200 de grade, 210 grade, eu știu, știu ce înseamnă. Ce încerc eu să fac prin intermediul online-ului, să zicem, este cumva să conștientizăm, da, oamenii de ce durează, care sunt măsurile pe care voi le luați de siguranță. Da. În primul rând, știm cu toții că e siguranța salvatorului care e înainte de orice. Da. Cazuri pe Domașnea, ATV-ul cu tot ce am răsturnat, perimetrul 2 metri închis, în caz de să explodează cisterna, să nu afecteze populația și circulația care era lângă noi. Da, de asta zic. Dar pe autostradă, e mai critic, noi am avut, nefericitul, un accident în România, cred că singur am avut pe autostradă, unde au venit și au luat un inginer de la drumuri, l-au izbit în mașina noastră. Așa de tare a fost accidentul, cât au rupt cana din spate și șasiul. Ne-a dus să salvăm și deci nu salvăm și au venit alții și au puteam să fim noi, oricare dintre noi acolo. Vedeți, asta este exact ceea ce discutam noi referitor la partea de transport excepțional, referitor la ei care acționează în zone de trafic. Niciodată girofarele galbene
înseamnă atenție. Lucrul ăsta se uită. Circulă cu viteză redusă. Înseamnă de multe ori viața salvatorilor sau viața recuperatorilor care este în joc. Dar 3 minute în minus pe YouTube, în timpul mersului sau pe Facebook, fac diferența între viață și moarte de multe ori. Eu nu pot să vă zic decât felicitări. Și vă mai spun că să n-aveți de lucru. Doamne, ajută-te! Dar din fericire... Este! Este! Că mașini defecte sau amplonate au fost multe. Gata, Florin, și ziua asta? Ziua nu este gata. Ziua continuă până la miezul nopții. Urmează concert, urmează momente artistice, zic eu așa, inedite. Mâine continuăm cu până la orele 4 după amiaza, cu premierea care va începe, dacă nu mă înșel eu, la ora 2. Dacă greșesc, să mă corecteze staff-ul. Profit de ocazie să vă arăt oamenii care stau în spatele a ceea ce vedeți aici. Profit de ocazie să vă arăt puterea acestui festival, care stă până la urmă în zile și nopți, oboseală teribilă, ca să ajungem cumva să facem ceea ce este unicat în România. Track Tuning Art, care reușește să adune camioane din toată lumea asta, din toată țara asta și nu numai, și oameni deosebiți care pun multă pasiune în fiecare bucățică din camioane. Sper că te-ai convins. E a doua ediție, nu? E a doua ne ediție. Ne vedem și la anul. Așa s-ar spune. Mulți ani de acum înainte. Mulțumesc. Mă bucur mult că m-ai chemat. Mulțumesc. Mult succes în continuare. Mulțumesc mult. Și foarte, e impresionant, știi, e chiar impresionant. Mă bucur că am făcut o bună impresie în ochii tuturor și nu vreau ca să sune ca și laudă sau așa, dar toată lumea a avut doar cuvinte la superlativ la evenimentul de anul ăsta. Chiar este, să știi, pentru că când am venit erau ora 13 și 35 de grade. Și eu am văzut câți oameni se plimbau, iar acum că se lasă seara deja. O să fie mult mai mult, o să fie mult mai mult și sperăm noi ca albaiulienii să fie alături de noi și să voteze până la urmă, pentru că cel mai tare camion din cetate va fi votat de vizitatori. Sper să avem un vot masiv. În condițiile actuale, premiu pentru cei care se obosesc să voteze va fi de 150 de litri de combustibil, nu știm. Unii ar zice motorină, unii benzină. Tind să cred că va fi motorină, pentru că asta e ponderea la noi. Și sper ca oamenii să voteze, asta e. Dacă e cu mașină electrică? Dacă e cu mașină electrică, o să le dăm un prelungitor și, nu știu, găsim 150 de kW. O fi mult? Ce să mai, încă o dată mulțumesc și eu pentru invitație. Succes mulțumesc. În continuare ție și echipei tale, să rămână. Mulțumesc. Apropo, știi că ne-au ajuns la urechi niște voci, niște așa cu o mână de fier. De eu? Cel mai blând om de aici, să știi astăzi. De nu mi-ai părut ăla de se spune despre tine. Păi sunt cumva un om care vrea să ducă totul spre perfecțiune și de multe ori culmea chiar îmi reușește. Păi chiar și asta se face și cu un pic de stres, cu un pic de nopți nedormite, cum am spus, și până la urmă ne vedem la anul oricum. Respectul ți-l câștigi, cred eu. Nu ți-l impui. Bine, succes echipei tale din partea mea. Mulțumesc tuturor. Domnul Lupu. Cum nu vii tu țepeș, Doamne, ca punând mâna pe ei să îi împarți în două cete, în zmintiți și în mișei, și în două temniți largi, cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni.